Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și trupul și sufletul. Este adevărat, iubiți credincioși, că trupul ne oferă identitatea istorică, ne fixează în istorie. Dar sufletul, spiritul, este forța lui vitală. Sufletul în comuniune cu Dumnezeu depășește limitele spațiului și ale timpului.
ci devine etern. Aceste cuvinte pe care le-am ascultat, le spunea Mântuitorul Iisus apostolilor săi înainte de a-i trimite în misiune, la predicare. Le spunea că vor suferi. Nu le garanta nimic. Le spunea doar că această suferință o să le ofere și fericire. Era vorba de fericirea veșnică. De nemurirea sufletului. Credincioși, suferința în sine nu este o virtute. Sfântul Petru, în prima sa epistolă, ne spune: niciunul dintre voi să nu sufere ca asasin, sau ca hoț, sau ca răufăcător, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dar dacă suferă ca și creștin, să nu-i fie rușine, ci să continue să-L glorifice pe Dumnezeu. Dacă suferă ca și creștin pentru dreptate, să nu-i fie rușine, să continue să-L glorifice pe Dumnezeu. Conform fericirilor pe care le ascultăm la fiecare Sfântă Liturghie, conform spuselor Mântuitorului Iisus, cei care suferă pentru dreptate, plata lor este, răsplata lor este fericirea veșnică. Nemurirea sufletului. Apoi Evanghelia continua. Nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit, ci nimic secret care să nu fie cunoscut. După ce Iuliu Maniu și-a încredințat sufletul la Totputernicului Dumnezeu, deținuții din închisoarea de la Sighet au început să comunice între ei prin alfabetul Morse, bătând în pereți sau tușind. Dar se spune că la un moment dat s-a auzit un murmur. A murit Maniu. Iată că, chiar dacă autoritățile au încercat să ascundă acest lucru, directorul închisorii, comunicând la București codificat, în celula 3 s-a stins lumina, chiar dacă certificatul de deces a fost alcătuit cu mulți ani după moartea lui, chiar dacă au încercat să ascundă acest lucru, iată cuvintele Evangheliei s-au adeverit. Ceea ce s-a făcut în secret a ieșit la lumină. Iuliu Maniu, înainte de a fi fost un mare om politic, a fost un foarte bun creștin. Cunoștea foarte bine cuvintele Sfintei Scripturi. Le cunoștea și pe acestea. De aceea a crezut că jertfa lui și a tuturor celor care au murit în temnițele comuniste pentru dreptate, jertfa lor va fi cunoscută și mai târziu va aduce roadă. Moartea acestui mare om politic, o prin moartea lui, el a intrat în panteonul personalităților neamului românesc. Fie ca viața lui și moartea lui exemplară să fie acea râmă de speranță care să ofere societății românești de astăzi drumul pentru a ieși din această criză morală în care se află. Amin. Iubiți credincioși, înainte de a trece la următorul punct din programul nostru, aș dori să mulțumesc preoților împreună slujitori, Părintelui Vicar Foraneu al Silvaniei, Gheorghe Țurcaș, și Părintelui Cristian Laszlo din parohia Bobota. Trebuia să fie astăzi prezent aici și Părintele de la Bocșa și de la Băsești. Pentru că am încercat să fim astăzi împreună cele trei localități simbol ale județului Sălaj. Este vorba de Băseștiului Gheorghe Pop, Bocșa lui Simeon Bărnunțiu, Bobota lui Corneliu Coposu și Bădăcinul lui Iuliu Maniu. De asemenea, doresc să mulțumesc corului de femei de la Parohia Ortodoxă,
care au fost împreună cu noi astăzi și care ne-au dat o mână de ajutor, Dumnezeu să vă răsplătească pentru sprijinul acordat. În continuare, iubiți credincioși, urmează vizitarea muzeului dedicat marelui om politic, Iuliu Maniu, precum și lansarea cărții Viața politică în România interbelică, 1919-1938, activitatea Partidului Național și Național Țărănesc din Ardeal și Banat, autor Marin Pop, cercetător științific la Muzeul de Istorie și Artă Zalău. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați avut această disponibilitate de a fi împreună astăzi cu noi, aici la Bădăcin, și pentru a oferi aceste rugăciuni, pentru a împlini, de fapt, acel îndemn al Sfântului Pavel, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, priviți cum și-au trăit viața și urmați-le credința. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Amin. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că sunteți împreună cu noi aici, la Bădăcin, locul atâtor întâlniri istorice. Vă mulțumesc că sunteți aici în locul în care astăzi este găzduit muzeul dedicat marelui om politic, Iuliu Maniu. Obiectele ce ne înconjoară au amintiri. Ele ne vorbesc astăzi despre cei ce s-au constituit în strălucite modele pentru timpul prezent, despre imensele acumulări de experiență și înțelepciune în acele vremuri grele, dar și de avânt, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la mijlocul secolului 20. Și ce loc mai propriu am fi putut găsi decât Muzeul lui Iuliu Maniu pentru lansarea cărții Viața politică în România interbelică 1919-1938, activitatea Partidului Național și Național Țărănesc din Ardeal și Banat, scrisă de domnul Marin Pop, cercetător științific la Muzeul de Istorie și Artă Zalău. Rolul unui istoric este acela de a reda în paginile operei sale însă și istoria așa cum a fost ea. Rolul istoricului este acela de a materializa în paginile cărții nu numai o înșiruire de evenimente fără viață, ci el trebuie să transmită stările sufletești, experiențele personajelor, trăiri din subteranele conștiinței lor. Viața interioară a fiecărei personalități istorice pe domnul director Daniel Săucar, directorul Centrului de Cultură și Artă, Zalău. Suntem și toate încotro ne îndreptăm. Este important să finanțăm, n-aș spune neapărat la modul general cultura, de data aceasta m-aș referi strict la cercetarea științifică. Este extrem de important și gândiți-vă că asemenea comori, să le zic așa, poate e prea pretențios și prea patetic și nu mă caracterizează discursurile patetice, dar asemenea valori rămân după noi, dincolo de toate celelalte lucruri. Aici este memoria culturală a noastră. În asemenea lucrări ne definim și prin asemenea lucrări ne păstrăm identitatea. Și oriunde am merge, identitatea noastră rămâne poate lucru cel mai de valoare. Iar pentru aceasta trebuie să facem ceva. Să facem cercetare cei care avem competența să facem și să asigurăm parte de finanțare cei care avem competența și dorința și interesul să facem acest lucru. Și dincolo de conținuturile cărții, conținuturile științifice, pe care sigur vă invit să o achiziționați și să o citiți, pentru că nu va fi în zadar. Bună ziua!
O să vă transmit câteva mesaje. Mai întâi că și în acest an Consiliul Județean Sălaș și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș se află alături de dumneavoastră în această manifestare extrem de importantă de la Tălăcini. O să facem în continuare aceste gesturi în opinia noastră minimale pentru respectarea valorilor județului Sălaș. Iar așa cum am mai spus de nenumărate ori, la fel și eu și alți colegi, avem prea puține valori și merită să avem grijă de ele așa cum putem. În al doilea rând, vreau să-l felicit și pe această cale pe colegul nostru Marin Pop. El este și redactor la revista Carte Silvan, Centrul de Cultură și Artă în județul Sălaș. Fiind totodată un colaborator mai vechi al nostru, nu prea există mulți Marin Pop în Sălaș. Nu știu ce ne-am face fără el. Să spună câteva. Stimați participanți, de fiecare dată când ne adunăm un eveniment de factura aceasta ca și cel de față, și anume la prezentarea unei cărți, suntem bucuroși că se realizează încă un act de cultură, lucru care este atât de important și prin asta chiar județul Sălaș este plin de istorie, tot ceea ce se poate vedea din materialele care apar și din cunoștințele noastre de fiecare dată. Suntem în satul unui deosebit om politic, dar în același timp aș putea spune și om de cultură, Maniu, și de fiecare dată când ne întâlnim și mă întâlnesc cu domnul Pomarin, ne bucurăm împreună aducând în discuție anumite fapte legate de viața acestor oameni mari, Iuri Maniu, Cornel Coposu, ne întâlnim și la Bogor. Și ceea ce spunea și doamna directoare, putem confirma că domnul Pop este sufletul cercetării aici și chiar a apariției multor lucrări a contribuit în mod deosebit și la apariția monografiei scrisă de părintele Cristi Borț, monografia Familie Maniu și a satului Bădăcin. Și sigur, vor apare de aici înainte și alte cărți, vom fi bucuroși să participăm la lansarea lor. Aș vrea să-l felicit din toată inima, încă n-am avut ocazie să văd artea, sunt convins că ea este plină de valori istorice și o vom studia cu mult interes după ce ne vom întoarce la casele noastre. Îl felicit din toată inima pe domnul Pomarin și de altă dată ne bucurăm să participăm la lansarea unor cărți. Mulțumesc! Noi, vicar Gheorghe Țurca, și în continuare îl invit pe domnul Marin Pop. Stimați auditoriu, stimați locuitori ai satului Bădăcin, și stimați constateni din Bogota, v-am văzut aici la biserică într-un număr atât de frumos. Mulțumesc antevorbitorilor mei pentru aprecieri. Înainte cu 2 ani, cu aceeași emoție, trăiam aici lansarea monografiei autentice a satului Bădăcin, autor părintele Cristian Borț. Am avut onoarea să prefacez această lucrare importantă pentru bădăcineni. Aș dori să mulțumesc apoi conducerea Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, doamnei directoare Corina Bejnariu, fiindcă asistăm, din păcate, la un paradox. Dacă înainte de 89 exista acea cenzură a sistemului impusă de către regimul comunist,
Din păcate, după 90, există într-o oarecare măsură o cenzură a banului. Iată că suntem într-o nesfârșită tranziție, din tranziție în criză, iar apariția unor astfel de lucrări este foarte costisitoare. Noi am muncit câțiva ani la această lucrare. În prima fază, în 2007, am publicat o carte intitulată Viața politică în nord-vestul României, activitatea Partidului Național și Național-Naționale din Sălaj, iar am continuat apoi cercetarea în cadrul școlii doctorale, avându-l ca și coordonator pe reputatul istoric Mihai Drecin. Am dezvoltat-o într-o lucrare de doctorat, finalizată în anul 2010, în același an cu doamna directoare, în toamna anului 2010. Deci cartea are la bază această teză de doctorat. Munca s-a efectuat la arhivele din Sălaj, în primul rând, Cluj, Oradea, Baia Mare, Brașov, București, Arhivele Naționale Istorice Centrale, și nu în ultimul rând, mai nou, spre finalul cercetării, am regăsit documente inedite în arhivele CNSAS-ului, unde, în anul 1947, când a fost desființat Partidul Național Sărănesc, au fost confiscate și arhivele și ele se regăsesc la CNSAS în București. Instituțiile din județul Sălaj merită din partea noastră și din partea mea, din partea unei persoane mai modeste, dar totuși azi mâine bătrân țărănist, toată gratitudinea pentru eforturile de a promova ceea ce bine numea mai înainte directorul Centrului de Cultură, puținele valori pe care le avem și de care trebuie să avem grijă. Este pentru mine o onoare să pot comite acest gest și îl fac cu toată prietenia, cu toată bărbăția și mai ales cu toată convingerea. Instituțiile, aceste instituții din județul Sălaj, Centrul de Cultură, Muzeul de Istorie și alte, instituția unde lucrează doamna Leeren și, bineînțeles, toate ducând la Consiliul Județean, și trebuie să spun și asta, pentru că altfel n-ar fi completă sinceritatea mea, prin cei care conduc această instituție, că încurajează aceste gesturi. Au apărut cărți, au apărut monografii, iar revista Caiete Silvanie găzduiește cu generozitate tot ceea ce se poate afla și ști despre aceste extraordinare personalități. Felicitări pentru asta și aici aș mai adăuga ceva. Nu cu multă vreme în urmă, în Bădăcin a avut loc o întâlnire între președintele județului, între părintele vicar Foraneu, preasfințitul episcop Virgil și, bineînțeles, părintele Cristian Borz. A fost o întâlnire la care recunosc că am avut ceva contribuție în a o provoca. S-a făcut atunci o promisiune, spunându-i președintelui că are ocazia de a marca puțin istoria prezenței în această demnitate și prin reabilitarea moștenirii Iuliu Manin. A promis aceasta și sunt convins, știindu-l un om de cuvânt, că nu o să rămână doar la gestul de bune intenții. Am această convingere și spun aceste lucruri, indiferent de ce conotație o să fie date gestului pe care îl comit acum. Aveți din partea unui modest penețist cu păcatele și, mă rog, poate ceva bune intenții ale lui pentru tot ceea ce faceți în acest sens. Vă meritați cu prisosință, nu elogii false, ci meritați ceea ce meritați. Poate că, înainte de toate, respectul celor care vor citi ceea ce scrie aici. Dacă nu aș știu de Țara Chioarele, vă spun doar un singur nume. Dr. Ilie Laza de Purcăreț, care a stat alături de Iliu Maniu în închisoare de la Sighet
Și din clopotul de pe Dragoș Vodă a bătut într-o limbă. A spus Ilie Lazar, mă scuzați că am și emoții, că sunt tânăr, nu sunt așa de vârstă ca să nu am emoțiile. Spunea Ilie Lazar din închisoare, dacă ar ști maramureșenii mei că sunt aici, ar împurta chemnița. Și atunci Ilie Lazar în ziua asasinatului spunea de dincolo, doar Ilie a fost alături de mine până la moarte. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate și să alături de doctorul Gârbea. Felicitări pentru te comandou de aici, din fața noastră, pentru ceea ce facem pentru Sălaj. Voi încheia acest an și eu monografia satului Purcăresc de Chioar, unde apare fondul familiei Lazar și multe, multe alte lucruri deosebite. Vă mulțumesc, domnule primar! Dacă nu, în încheiere, vreau să-i mulțumesc și eu domnului Marin Pop pentru că a ales să lanseze această prestigioasă carte aici la noi, la Bădăcin. Suntem onorați și ne bucurăm foarte mult când suntem gazdă. Nu facem altceva în continuare decât să ne rugăm pentru dânsul ca Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate, putere de muncă, să scrie cât mai mult, pentru că o face foarte bine.